Bine ați venit la un eveniment organizat de Centrul Cultural Pitești în colaborare cu Liga Scriitorilor Români, filiala Argeș. Un eveniment al cărui personaj central este domnișoara Doina Gabriela Panaete. Este în cadrul acestui eveniment, veți asista la o prezentare a cărții recent lansate, intitulată Prin labirintul vieții, și vă va vorbi despre expozițiile de flori și tablourile pe care le pictează. Pentru cei care nu o cunosc, am să vă spun câteva cuvinte despre personajul central al acestui eveniment. Doina Gabriela Panaete, Doinița, cum îi spun apropiații, a studiat pictura, arta florală, poezia, muzica, dansul, arta machiajului și a stylingului. Este o tânără care dorește să transmită prin creațiile sale promovarea adevăratelor valori ale lumii. Expoziția pe care a avut-o în anul 2016 în cadrul Sinfoniei Aleilor a avut ca temă Laleaua Păcii, care a și inspirat o serie de poezii cu același titlu. Crezul sau poezia, spune autoarea, rezonând cu expozițiile florare, dorind să le aducă la un nivel înalt al artei, ambele având ca temă înțelegerea între toate țările, încât să construim cărămidă cu cărămidă, piramida și lumina înțelepciunii în limba, iar limba comună să fie pacea. De-a lungul timpului a fost premiată pentru diverse activități. În 2015, pentru promovarea păcii cu ajutorul artelor, cotidianul Argeșu, prin directorul său, domnul Mihail Golescu, i-a atribuit o diplomă, iar Doinița a subliniat faptul că nicio altă diplomă nu va egala vreodată pe aceasta, importantă fiind mulțumirea sufletească pe care a simțit-o. Un an mai devreme, i s-a oferit o altă diplomă pentru Mireasa Toamnei în cadrul Festivalului de Modă Culorile Toamnei, pentru o rochie creată din frunze și flori naturale. Nici nu putea să fie altfel, fiind fata faimoasei doamne Olga cu florările cu același nume. Tot în 2016, tot cotidianul Argeșului i-a emanat o diplomă pentru implicarea în artul artistic al creațiilor, al creației aranjamentelor florare. Și nu mai vă rețin, sunt multe diplome din 2011, an de an, pentru diverse activități de promovare a păcii și liniștei în lume, de crearea unui colț de rai, de arta florilor. Doinița a fost premiată de diverse organe și organizații. Acum am să o invit să ne spună câteva cuvinte despre cartea pe care ne-o prezintă. Bună ziua, mă bucur că sunt alături de oameni deosebiți. Și cartea mea a fost inspirată de lumea în care trăim, de oamenii de calitate, mai buni și mai puțin buni, și chiar și de la oamenii care nu știu să aprecieze ceea ce este bun. Eu am încercat să scot în evidență partea bună, să văd la fiecare om și cea mai mică părticică bună să o scot în evidență. Și poate de multe ori am avut de pierdut că am încercat să văd oamenii mai buni decât sunt ei de fapt. Și totul pornește de la bază. Pentru mine important, în carte am și responsabilitatea părinților, după care urmează și prețuiește-ți părinții, după care oglinda adevărului, unde mesajul este pentru tinerii din ziua de astăzi, care au diverse tentații în ziua de azi, atâtea cazinouri, case de pariuri și multe alte lucruri pe care nu pot acum neapărat să le spun, să nu deranjez prea mulți oameni, pentru că pentru unii contează mai mult banii decât demnitatea.
Însă, din punctul meu de vedere, tinerii din ziua de astăzi trebuie să aibă un exemplu bun, pentru că nu numai părinții sunt de vină pentru ceea ce se întâmplă, pentru că ei pot să le dea o educație bună, dar și societatea oferă anumite tentații care s-au cam înmulțit în ziua de astăzi, din păcate. Și eu sper că se vor îndrepta cândva lucrurile și vom reuși să punem pe primul loc demnitatea și calitatea, care contează cel mai mult. În această carte mai am și Piramida Înțelepciunii, care tot așa are ca temă înțelegere între toate țările. Și pentru mine îmi doresc cel mai mult ca oamenii să prețuiască și să pună mai mult accent pe partea spirituală, să nu mai fie furați de tentația materială și să uită de cea spirituală. În această carte am și Femeia de calitate, în care transmit mesajul că să scoatem în evidență feminitatea unei femei și nu vulgaritatea. Am chiar și Bărbatul și bărbatul adevărat, esența fiind că un bărbat adevărat promovează pe cine merită, indiferent că este femeie ori bărbat, și o femeie trebuie să avanseze prin mintea și calitățile ei. Și în mare, pentru mine, cel mai mult îmi doresc ca oamenii să nu rețină neapărat cum arăt eu sau cum mă cheamă, ci să reușească să prețuiască frumusețea acestei lumi. Pentru mine, foarte mult ar conta cel mai mult să țină lumea minte acest mesaj, să prețuiască adevăratele valori ale acestei lumi, să mai lase și de la ei și să prețuiască viața cu adevărat. Vă rog să-mi permiteți să dau citire articolului consacrat poetei, care m-a impresionat cu gândirea ei matură în ciuda fragedei vârste. Un articol a apărut în suplimentul cultural al ziarului Argeșul, Săgetătorul. Este intitulat acest articol Grăiasa florilor și a poeziei. Apariția unei cărți de poezie în această perioadă de gringoladei politice, sociale și culturale e o replică dată celor care ignoră normele de vorbire și de scriere corectă a limbii române, limbă dulce ca un fagure de miere, cum Eminescu o definea din respect pentru predecesori, acele sânte firi vizionare ce făceau valul să cânte, ce puneau steaua să zboare și a căror spusă era sântă și frumoasă. Epigonii de ieri, simțiri reci, harfe zdrobite, cum îi numea Eminescu, mici de zile mari de patimi, inimi bătrâne urâte, sunt corigenții politici în limba română, neavând rușine să se așeze deasupra destinelor unui popor cu o istorie dramatică, formându-și propria cultură la nivelul culturii popoarelor europene. Dar, ca în bazmele populare, binele învinge rezistența prin învinge. Rezistența prin cultură triumfă. Tezaurul literar românesc se îmbogățește an de an și astfel națiunea noastră va dăinui cât e lumea și pământul prin ierarhia marilor valori ale spiritualității românești. Bine fac și membrii cenaclului Armonii Argeșene, al Ligii Scriitorilor din România, filială Argeș, care, grupați în jurul scriitorului fondator Nicolae Cosmescu, funcționând sub egida Centrului Cultural Pitești, reia prezentarea volumului de versuri prin labirintul vieții al tinerei argeșence Doina Gabriela Panaiete, un nume extraordinar frumos, parcă predestinat frumuseții spirituale a dumneavoastră. Din 12 decembrie 2017 în sala de conferințe a Bibliotecii Județene. Pe prima pagină apare argumentul arhiepiscopal prin înălțătoarele cuvinte ale Sfinției sale arhiepiscopul Argeșului și Mușelului Calinic Argeșeanul, ale preacuviosului Ioasaf, dar și aprecierile istoricului George Rotaru, vorbind despre o poetă care trăiește în viitor, ale fostului primar Tudor Penduc și ale viceprimarului Laurențiu Zidaru. Directorul ziarului Argeș, profesor Mihai Golescu, semnează prefața o ghirlandă de cuvinte din care, citez,
doinița, cum îi spun apropiații, face deocamdată pași pe nisip și este de admirat ambiția cu care se străduiește să deșifreze universul poeziei, al sensibilității și frumuseții umane, în timp ce surate de ale ei sunt preocupate de modă, de distracție, să-și trăiască viața, cum spun ele, cu dezinvoltură. Îmi place să cred că, zice domnul Golescu, că doinița a ales un drum mai frumos, menit să îmbogățească și ei și celor ce o prețuiesc viața, drept care îi dăm un imbold în vâltoarea poeziei și urăm ca drumul să fie presărat cu trandafiri. Cred că așa, noi suntem toți în asentimentul domnului rector Golescu și vă dorim, la fel ca domnul Golescu, un drum presărat cu flori, într-adevăr, fără țepi. Și cred că nu veți avea țepi pe cărarea vieții dumneavoastră după felul cum gândiți și cum apreciați că trebuie să fie viața. Personal, titlul În labirintul vieții mi s-a părut că pornește de undeva din partea unui autor trecut deja prin cărările vieții așa mult mai adânc. Dar dacă dumneavoastră priviți în labirintul vieții așa cum trebuie să fie viața ca să ieșiți cumva la lumina pe care ne oferă viața și bineînțeles lumina pe care o luăm de sus, de la bunul Dumnezeu. Se pare că urarea domnului director va fi de bun augur, având în vedere harul divin, precum și pasiunea pentru frumos, tot citat de la domnul Golescu, pentru lumină, pentru culoare, pentru senin, pentru dragostea de oameni, de viață moștenită de către copilă de la părinți. Doresc să cunosc și eu părinții în sală. Doamna și domnul Viorel aici? Mă rog. Da, să trăiască domnul, da. Pe coperta superbe ghirlande de cuvinte apare chipul autoarei într-un florilegiu de lalele, ca al unei crăiese a florilor, invitându-ne prin mirajul cuvântului să-i ascultăm glasul liric cu îndemnuri desprinse parcă din preceptele biblice sau din învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Deodosie în contextul, bineînțeles, al zilelor noastre. Citesc din volum. Să nu alergi spre cine nu trebuie, deoarece iubirea e mai puternică decât atracția fizică, aceasta fiind caracteristică doar oamenilor comuni. Sau, degeaba îi respect pe cei din jurul tău, dacă nu te respecti pe tine. Iată un elogiu adus florilor și iubirii. Măcar pentru o zi, dacă am fi precum florile, am fi mai buni, mai înțelepți și am ști să iubim cu adevărat, dar în grădina cu flori există și nori ascunși în spatele unor măști prietenoase care oricând te pot dezamăgi prin recunoștința lor dacă vreodată le-ai făcut un bine. Eu nu găsesc aici decât, parcă am să zic mai departe ce găsesc, găsesc niște reflexii de fapt, nu niște versuri. În viziunea tinerei cugetătoare, viața este precum o carte în care fiecare pagină trebuie să aibă rolul ei. Important este ca paginile peste care unii dintre noi am sărit să nu rămână goale. O, Doamne, câte pagini goale am eu, de pildă, pentru că nu am știut să fructific timpul, poate cumva, dacă citeam cartea doiniței, aș fi știut mai bine ce înseamnă să folosești timpul cu adevărat și în mod util. Dar așa mi-am mai trecut vremea prin parcuri, prin... Așa, mulțumesc! Gânduri răzlețe, până la ultima filă, unele adevărate reflexii morale exprimate în versuri. Voi fi prezent și sunt la prezent la evenimentul astăzi, 6 februarie, ora 17, la Centrul Cultural, însoțit de spiritul arghezian. Carte frumoasă, cinste, cui te-a scris, încet gândită, gengaș cumpănită, ești ca o floare, anume înflorită, mâinilor mele, care te-a deschis. Este o seară duhovnicească specială și aducem slavă lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Cartea se numește Prin labirintul vieții și de mână pornim cu Iisus pe drumurile vieții, pentru că El este
iubirea din care venim și la care ne întoarcem. Aducem mulțumire înalt preasfințitului Calinic pentru binecuvântarea sa arhierească dată multor personalități din Argeș care au început să scrie cu Iisus în inimă. Aducem mulțumire înaltului pentru arhierescul cuvânt, pentru arhierescul argument în care ni se vorbește de darul Duhului Sfânt care străbate fiecare vers al cărții și ne gândim la frumusețea gândirii cerești care se revarsă peste sufletul poetului prin daruri care odihnesc și vorbește în altul acolo despre poezia care odihnește și vorbește despre poezia izbăvitoare. Domnișoara Gabriela Panaete poartă numele Arhanghelului Gabriel. Gavri, bărbat Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut bărbat. Preafericitul Părinte Daniel vorbea de curând despre legătura dintre nume și vocație. Arhanghelul Gabriel, să știți că este patron și pentru artiști, și pentru astronomi, și pentru matematicieni. El este cel care a rostit numele Mântuitorului Iisus Hristos și cu crinul în mână a adus Sfintei Fecioare Maria și lumii întregi buna vestire că vom fi mântuiți prin Fiul lui Dumnezeu. Arhanghelul Gabriel este prezent în biserică și este luminător al nostru, al tuturor, pentru că lumina Duhului Sfânt se pogoară și ne luminează pe fiecare și prin rugăciune îngerilor și sfinților. Domnișoara pictează. Este născut în ziua Sfântului Nichita al Medichiei. Sfântul Nichita al Medichiei este un mare apărător al icoanei, al imaginilor, al frumosului icoanelor și aici avem multe imagini frumoase pictate de domnișoara. În lucrarea lui Dumnezeu, domnișoara poartă și numele de Doina. Noi românii ne-am cam uitat doinele și am uitat și să doinim. Este bine să ne gândim la sufletul nostru românesc care are dar de la Dumnezeu în a aduce slavă precum îngerii cerului. Legat de carte, vreau să vă spun că am fost impresionat de claritatea demersului duhovnicesc. Cartea poate să fie citită și în cheie mistică și în cheie duhovnicească. Este pentru mine o onoare să stau alături de dumneavoastră, poeți și scriitori, care slujiți lumina și înțelepciunea și pacea sufletului. Piramida înțelepciunii ne aduce înainte metafora cărămizii, banala cărămidă. Domnișoara s-a botezat în Biserica Sfântului Spiridon. Și să știți că acolo unde nu mai pot ajunge cuvintele, ajung metaforele. Mi-am propus la lansarea cărții din 12 decembrie, de ziua Sfântului Spiridon, să vorbesc despre cărămidă și o fac acum. Despre cărămida de foc și cărămida de lumină. La sinodul din tâi ecumenic, la sinodul de la Nicea din 325, erau foarte mulți sinodali, oameni de mare cultură. Și ierarhul Spiridon, cu o cărămidă banală în stânga și cu dreapta făcând semnul Sfintei Cruci, a strâns cărămida, pentru că nu înțelegeau taina Sfintei Treimi. Și s-a ridicat focul în sus, apa a curs jos, firește, și a rămas pământul în mână. Cărămida de lumină și cărămida de foc
cu care ne zidim pe dinăuntru, o reprezintă rugăciunea, poezia, cartea, romanul, cartea sacră. Vă veți întreba dacă Dumnezeu iubește poezia. Sigur că Dumnezeu iubește poezia. Cântarea lui Moise, cântarea tinerilor din Babilon, cântarea Maicii Domnului, Magnificat mărește sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntru meu numele cel sfânt al Lui. Cântarea îngerilor care vesteau păstorilor nașterea Mântuitorului, slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Toate acestea arată că Dumnezeu iubește poezia și iubește și pe poeți. Este o poezie atinsă de aripa Duhului Sfânt. Trebuie să citești cu răbdare și cu atenție cartea și îți dai seama că dincolo de puținătatea vârstei, domnișoara este mai mare cu câțiva ani decât copiii mei, dincolo de puținătatea vârstei, Dumnezeu a pus în acest vas ales multă înțelepciune. Trebuie să citești cartea și să ai răbdare. Biserica unde slujesc eu este biserica ridicată în urmă cu 80 de ani de către martirul Constantin Zanfirescu Căteasca, un distins secretar de stat și ministru cu doctorat în condiții la Paris. O biserică foarte frumoasă, ridicată de un martir care nu are nici măcar 2 metri groapă, e la groapa comună de la Botoșani. Și a ales Dumnezeu ca această biserică să fie sfințită în ziua de 11 noiembrie, ziua Sfântului Mina, în care este cinstit și Sfântul Vicentie, Vicentius. Cei care au vizitat Lisabona, Valencia, cei care au vizitat Spania, Portugalia, știu că Sfântul acesta ortodox este foarte iubit în lumea occidentală. În viața Sfântului pe 11 noiembrie apar niște trepte curate. Domnișoara vorbește în carte și despre trepte murdare pe care se urcă murdar și vorbește și despre niște trepte curate pe care se urcă curat. Noi de fapt suntem pe o scară și urcăm treptele către Dumnezeu. Toate eforturile, toate strădanile, toate suferințele noastre sunt de fapt trepte care ne ridică către Dumnezeul iubirii. Mare bucurie am avut să regăsesc treptele Sfântului Vicentius sau Vicentie, așa cum este cunoscut la români în Cartea Domnișoarei. De-al minteri, cartea stă sub semnul inspirației divine, lucru subliniat de înalt preasfințitul Calinic și când vorbește înaltul nostru, când vorbește înalt preasfinția sa despre faptul că versurile sunt liniștitoare și izbăvitoare, are în vedere acea terapie extraordinară care se realizează prin cultură, prin poezie, dar și prin rugăciune. De-al minteri, și cultul și cultura sunt două fațete ale aceleiași realități, sufletul românesc, sufletul nostru. Nu putem face fracturi între ele. Cartea reușește să vindece răni, cartea în general, cartea vieții, Biblia și cărțile poeților. Înaltul nostru vorbește despre puterea izbăvitoare. Putem alunga gândurile rele, cultivând gândurile frumoase și sfinte. Lucru pe care cartea domnișoarei Doina Gabriela Panaiete îl slujește din plin. Mă bucură la această carte stilul foarte apropiat sfinților duhovnicești. Să știți că această carte poate să fie citită la fel de bine
de pe scena teatrului, din fața altarului de la Amvon, poate să fie citită în amfiteatru, poate să fie citită în biserică, dar poate să fie citită și la cursuri, pentru că reflecțiile duhovnicești se adresează nouă tuturor celor care vrem să moștenim raiul. Ieri și astăzi, Sfânta noastră Biserică este împrăznuirea unor sfinte deosebite, Sfânta Agata, Sfânta Fausta și Sfânta Dorotea sau Dorotii. Agata ne impresionează prin răbdare, Sfânta Fausta ne impresionează prin puterea de a convinge, iar Sfânta Dorotea ne impresionează prin imaginea de rai care ne încălzește sufletul la sfârșitul vieții. Fiind mucenică și știind că mai are câteva clipe, pe Teofil, unul dintre ighemonii torționari, îl aduce la Hristos într-un mod fericit. Sfânta Dorotea, sau Dorotia, așa cum este cunoscută în Occident, aduce 3 trandafiri în februarie și 3 mere din lumina raiului, bine înmiresmând sufletul, așa cum bine miresmează sufletul poezia de calitate, cum este poezia poetului tânăr creștin, Doina Gabriela Panaete. Eu nu vreau să fiu lung și plictisitor și am promis că nu o să fie cuvântul meu mai lung de 10 minute. Nu știu dacă am reușit sau n-am reușit. Dumneavoastră, dacă m-am întins, mă veți fi iertat. Însă vreau să vă spun ceva. Și lucrul ăsta l-am spus și la sărbătorirea poetului Ion Bănuță la Căteasca. În rai sunt și trandafirii martirilor, mucenicilor. În rai sunt și crinii feciorilor și ai fecioarelor. În rai este și iedera soților și în rai este și floarea bine miresmată a poeziei și a poeților. Vă mulțumesc și aștept noi volume. Aici am câteva dintre tablourile mele, pentru că foarte multe le-am făcut cadou, peste 30 de tablouri, chiar săptămâna trecută am făcut câteva tablouri cadou. Am aici o mică parte, așa, am un tablou inspirat de fratele meu, care iubește și sportul, fotbalul. Acest tablou cu minge, unde este scris și numele lui, în semicerc. Am o lalea abstractă, inspirată de la Sinfonia Lalelelor. Am pictat și un cal care inspiră noblețe și inteligență. Și mai am aici un tablou mai simplu, unde are o inimă, iar în interiorul ei este un copac, având ca esență și simbol că noi trebuie să vedem în primul rând partea interioară a unui om care arată adevărata frumusețe care vine din interior, iar un om care nu vede decât partea materială poate deveni exact sau comparat precum un robot care nu funcționează decât în prezența banilor și doar atât. Așa, și aici mai am o mică parte cu niște aranjamente. Am un aranjament cu flori și cu lalele și cu un înger care are în mână o carte care a fost inspirată în aranjamentul de prezentare a cărții mele, și cu porumbelul alb, simbolul păcii. Și așa, e un mic colț de rai, dacă aș putea spune, să ne apropiem cât mai mult de natură și să o prețuim. Felicitări pentru apariția cărții Prin labirintul vieții, în care ne desfășurăm toți. Poezia Doinei Panaete reflectă viața văzută, simțită, până la această vârstă, în această naștere, dar amintește și despre alte vieți în suferință, dincolo de ceea ce spun versurile.
Există dorințe care vor a fi îndeplinite, astfel încât toate să fie în armonie, așa cum și-a propus poeta. Simțirea tinerei care își alege singură prietenii și își ordonează viața conform unor standarde de calitate sufletească, se bazează pe ceea ce vrea să facă, pe potențialul ei creator. Doina vede des măștile celor din jur și își dorește să le schimbe cu bunătatea unei primăveri neîncetate, în floare nemuritoare. Dumnezeu mi-a dăruit o floare nemuritoare, cântecul, port al sufletului meu. El îmi luminează viața, umbrită uneori de dor și de tristețe. Viața mea este un cântec și cântecul este viață. Un înger, parcă, mă veghează. Chiar dacă prietenii cu măști roiesc în jurul meu. Credința în Dumnezeu și bunătatea valorează mai mult decât toate bogățiile de pe acest pământ. O primăvară neîncetată este cântecul meu. Poți să ai mine de aur, dar iubirea nu o poți cumpăra. Dragostea de părinte valorează cât universul și dincolo de el. Ea simte pe deplin mesajul cântecului popular românesc și este încântată de trăirea soliștilor români precum Ion Dolănescu și Gherghina Dolănescu, cărora le dedică versuri în această carte. Are curajul de a spune lucrurilor pe nume, în poezia Riști sau Ocolești, și acest aspect folosește oricărui om care trăiește printre oameni. Dacă vezi o groapă și nu o ocolești, nu te poți aștepta să nu te rănești. Riști sau sari peste. Drumul ți-l alegi oriunde mergi. Nu știi pe cine întâlnești. Vulpi cu măști prietenoase și privire de felină care parcă abia așteaptă să te prindă în gheara lor. Dar să-și pună pofta în cui, că nu-ți ajung nici la flecul de la toc, căci în turmă nu ai loc și sari cirada de bovine chiar de lor nu le convine. Și de muște ciufulite ceroiesc în jurul lor breaz la bondarilor. Dar întrec și toc și flec, când e vorba de respect, care a cam asfințit protocolul, ce să zic. Și de vezi în fața ta o hienă ce zâmbește, niciodată nu te încrede, căci doar te păcălește. Chipul de îl citești, tu te faci că nu pricepi și detaci, atunci când știi, nu ești prost, dar te abții. Dincolo de ceea ce se vede în versuri, respectiv de îndemnurile interioare către semeni, reprezintă de fapt conduita pe care și-a programat-o de dinainte de naștere pentru ea. Îndemnurile sunt evocate în poezia Iartă, care cuprinde câteva din cele 10 porunci sfinte, necesare sufletului. Iartă, nu judeca, ajută fără să aștepți. Iartă și nu judeca, ascultă, dar ia în seamă doar ce este bun. Nu-ți risipi timpul cu cine nu merită. Ascultă-ți inima, dar nu o răni. Fii independent și nu depinde de nimeni, decât de tine. Ajută fără să aștepți nimic în schimb. Fii bun dacă vrei să fii cel mai bun, căci poți desena un munte din faptele celor care te-au supărat, dar îl poți șterge după ce tu i-ai iertat. Dincolo de ceea ce a văzut pe pământ până acum, poeta este încrezătoare și are îngăduința prin scrierea versurilor din Floarea Speranței. Ești precum o rază de lumină care îmi dă putere să dansez pe notele inimii, ce-mi colorează viața și mi-arată cât de importantă sunt, ridicându-mă precum un fulg atunci când mă simt precum o piatră care nu mai are putere să zboare spre aspirațiile sale. Ești luminița care strălucește cât 1000 de stele. Aș vrea să pot citi cu privirea gândurile tale. Inima nu te întreabă, ea este sinceră, îți spune ce simte, nu o poți minți chiar dacă vrei, dar o poți educa. Vreau să mă mângâi cu adiere, să simt cum inima vibrează precum valurile mării, să plecăm într-o lume doar a noastră. Simt că doar cu tine pot atinge cerul, mare albastră, floare de nu mă uita, tu ești speranța mea. Cu toate că Doina este un copil care are părinți, are dragoste de familie,
Lucrează mult cu sinele ei, îl modelează și își comandă pașii în versuri duioase, precum în poeziile Cartea Vieții, Oglinda Sufletului, Tăcerea în fața valorii, Cea mai scumpă haină, frumoase titluri. Cursul Vieții, din care o să citez. Lasă viața să-și urmeze cursul. Urmează-ți drumul tău și nu te îndrepta spre cine nu trebuie. Ascultă-ți intuiția și nu te îndepărta de ceea ce simți cu adevărat. Nu lăsa oceanul să intre în sufletul tău, căci fiecare picătură din el se va transforma într-o rază de soare care îți va lumina sufletul dacă îți vei asculta rațiunea inimii, precum un crin alb care te încântă cu parfumul și gingășia lui, dar și puternic în același timp. Trebuie să învățăm să fim mai buni, să nu rănim fără să gândim. Chiar dacă am fost cândva, nu are rost. Viața nu știu dacă poate fi definită și nici iubirea. Dar trebuie să știi să le prețuiești și atunci tu știi de ce trăiești. Poezia Doinei nu rămâne la faza constatatoare, ci urmărește pasul de a trece pragul, de a vedea alt nivel, așa precum reflectă poezia un alt nivel. Exprimarea concretă din poeziile Doinei Panaiete ne amintește de fiecare dintre noi, de contextul în care unii au reușit să definească ceva plăcut cu vorbele noastre în copilărie, unii au găsit forme de exprimare prin poezie, prin pictură, muzică, sport, calculatoare și multe alte domenii. Analiza personală făcută prin poezia exprimată este firească la orice vârstă, este sinceră, iar forma întrezărită în versurile frumos și profund gândite poate fi numită îndemnuri sau modelare personală, așa cum se completează în poezia Culoarea Vieții. Uneori, poate că te simți precum o pânză nerămată, care parcă abia așteaptă cu minte lângă celelalte pânze să prindă culoare, să ți se deseneze pașii vieții, fiecare tablou având tema, povestea și rama pe măsura lui. Să pictezi notele vieții în culori calde, să nu lași non-culorile să-ți umbrească visele, căci calea numai tu ți-o poți desena, nimeni altcineva. Altfel, nu vei fi decât o umbră, care nu știe încotro se va îndrepta. Oricum, nu pe pânza ta, ci pe a altcuiva. Tu decizi dacă vrei să fii original sau doar umbra altcuiva ce nu cunoaște calitatea și culoarea vieții. Poeta pune suflet în tot ceea ce scrie, dar recunoaște oboseala gândurilor care îndeamnă de a scrie poezie așa cum se exprimă în chipul tău adevărat. Adorm cu tine în gând, mă pierd în urma ta, dar mă trezesc și văd pe altcineva. Te văd așa cum eu aș vrea să fii. Încerc să desenești ceea ce nu ești. Un ultim gând am să-ți mai spun. Nu arunca ce a fost bun. Dar tu aștepți stăcut în tine și vezi că nu poți compara un fals cu un rubin, cea care are greutate și nu strălucește pentru oricine. Iar un fals îl poate avea oricine și îl treci la trofee de carton. În schimb, eu merg mai departe. Un rubin plictisit de atâta praf de pe stele. Nu mai pot, am obosit. În poezia Univers Infinit recunoaște faptul că fiecare mai avem de învățat, iar în poezia Floarea Fericirii poeta alege fericirea. Aspectele zbaterii în care apar nemulțumiri normale în contextul propriului univers al poetei, unele legate de iubirile și trăirile personale în poezia Puțin Sensibil, definirea sa în poezia Cine sunt eu, mijlocirea prin versuri spre schimbare esențială a celor pe care îi vizează poeta, sunt abandonate ușor cu gândul la animale în poezia Lumea animalelor, la natură în poezia Iubește natura sau la Lumea copiilor. Întrebările de bun simț pe care și le pune poeta Doina Panaiete Gabriela reprezintă glasul tinerilor de astăzi, poezia Oglinda sufletului. Nu știu dacă toți tinerii sunt ca tine. Cineva, o doamnă profesoară din sală a spus da. Acum încerc să cunosc mai bine tinerii și mai bine. Vorbind de sistem
și nu cel periodic, când adolescenții au atâta tentații, care mai de care, și nimeni nu le stă în cale celor ce le dau târcoale, un semn mare de întrebare. Oare ce contează mai mult pentru unii sau chiar mai mulți? Demnitatea sau banii? Căci de și-ar respecta cu toții meseria, am evoluat spre bine, dar atâta timp cât unii se dau așa corecți, care zic că ne mai și apără, așa de ochii lumii, și observă doar ce vor. Căci un purice îl vede, însă de un elefant trece chiar neobservat, oare cine-i vinovat? Când ei devin niște statui, dar nu în fața oricui. Și de vrem să ne îndreptăm cot la cot, umăr la umăr, împreună să lucrăm și pe trepte să urcăm spre iubire și suprem. Armonie și culoare, și atunci soarele răsare și lumina înțelepciunii apare. Împreună să formăm tabloul adevărului, modestiei și iubirii, prin care fiecare dintre noi să facem parte. Iar rama să fie suportul înțelegerii, începând de la părinți, ce-ți dau primii pași în viață și cei 7 ani de acasă, apoi educatorul, învățătorul și profesorul contează. Însă cei ce au har și lucrează din suflet, scot în evidență talentul și inclinația elevului și studentului pe care îl formează. Apoi, mediul și societatea contează, fiecare are un rol în viață și dezvoltarea noastră, dar și sistemul contează. Împreună să pictăm, de la mic și până la mare, pe pânza înțelepciunii, armonia și iubirea dintre noi. Acest suflet trece prin zbuciumul facerii lumii noi, al prefacerii și al recunoașterii. Își dorește înțelegere din partea tuturor. Își pune întrebări corecte, vorbește despre non-valori, mai ales în poezia Munca neprețuită, și spune lucrurilor pe nume și în poezia Familia și politica. Doina știe ce este iubirea supremă, a sa precum arată în poezia Iubirea supremă. Îndemnurile ei apar de multe ori în poezie, precum în Omul imprevizibil. În fiecare poezie se simte zbuciumul tinereții, nemulțumirea față de societate, în care este educată, dorindu-și recunoașterea valorii pentru ceea ce face concret poeta. Poezia Doinei Panete manifestă îndemn și bunătate, candoare și recunoașterea valorii sale, iar definirea proprie ca ființă vie se remarcă în poezia Trandafirul Infinit, iar cititorul o remarcă ca pe omul neîmpăcat care luptă pentru cauza dreaptă pe care o întrezărește. Trandafirul Infinit. Ilustrat în această după-amiază, în felul meu. Un parfum select și fin, prețios, dar și sublim, precum o primăvară neîncetată, ce ți înseninează privirea, prin culoare și mireasmă, eleganță și speranță, cu un aer delicat, ce se lasă remarcat, trandafirul infinit, tu ești cerul însorit, unic, de neînlocuit, precum roa dimineții, curcubeul tinereții. Mulțumim pentru atitudinea manifestată în poeziile sale, în poeziile, eseurile care se desfășoară cu amprenta, sub amprenta curajoasă a Doinei Panete, și urăm drum drept și lumină în viața acestei frumoase tinere poete. Poezia compusă în afara volumului de Doinița este intitulată Copacul și omul și am reținut-o pentru că are două momente cheie. Primul este acela că lecturând-o, citind-o și definitivând-o împreună, m-am gândit la marele solist care cânta melodia Copacul. Adrian? Aurelian Andreescu. Și momentul legat de el, cine n-a văzut acum un an la România au talent? Pe chinezul, care a avut curajul, talentul și personalitatea să preia această melodie. Pe mine m-a impresionat profund execuția lui din N motive, printre care acela de înțelegere perfectă a textului. Să știți că am avut studenți la anul pregătitor din China care, chinezii în mod paradoxal, asiatici fiind,
sunt printre națiile, printre popoarele care își însușesc în modul cel mai rapid și mai corect limba română. Nu se poate petrece fenomenul invers, dar se produce atunci când ai voință. Băiatul meu a stat inițial 6 săptămâni chemat în China la Universitatea din Changchun și l-a oprit 6 ani. A învățat chinezește, el mai puțin, dar a învățat, iar soția lui mi-a scris după al doilea infart un text pe o bucată de pânză chinezească și l-am și acum la căpătâiul dormitorului și este intitulat Carte pentru inimă. Orășelul, care ziceau ei orășel, Changchung, care în limba chineză înseamnă lunga primăvară, când am auzit ce populație are, are 19 milioane de locuitori și am zis, da, ăsta e orășel, dar la 1,5 miliarde cât are China, însă China este o țară fascinantă, cu o cultură multimilenară și ai ce învăța. Ei bine, când l-am auzit pe chinez cântând melodia Copacul, gândul m-a dus recitind această poezie și mai este ceva după ce o voi citi, să vă spun despre oamenii din jurul nostru, ce să ne ducem dincolo la zidul chinezesc care se vede după lună, să ne uităm în jurul nostru, cât de aproape se vede mai bine. Copacul și omul. Degeaba admiri un copac și îi spui că este frumos, că are atâtea calități, dacă nu știi să le prețuiești și rupi ramuri din el. Pentru că acel copac se va înălța cât mai sus, iar tu nu vei mai reuși să ajungi să rupi ramuri din el. Copac pe care tu l-ai confundat cu bruienile, la care oricine are acces foarte ușor. Numai atunci când vei reuși să simți vibrația ramurilor și valsul cristalin al frunzelor, vei putea înțelege. Remarcați figura de stil, valsul cristalin al frunzelor. E o figură poetică remarcabilă. Vei putea înțelege că un copac natural nu este doar de decor. El produce oxigen și pentru cei din jur, dar atâta timp cât o să-i privești doar trunchiul, nu o să poți simți aura înțelepciunii și nici înțelege mesajul pe care îl transmite. Dacă nu rezonezi pe aceeași undă, la fel și un om înțelept nu trăiește doar pentru propria persoană, ci emană căldură sufletească și pentru cei din jur, chiar dacă unii nu știu să aprecieze decât partea materială și la propriu și la figurat. Dar numai când vor urca pe treapta spirituală, vor înțelege esența vieții. Admirația fără respect este precum cerul fără soare sau ca și cum ai ține o floare fără apă, dar vrei să te bucuri de frumusețea și parfumul ei. În primul rând aș vrea să spun că în această seară ar trebui să omagiem părinții care au dat naștere acestui înger. Părinții care au pus toată iubirea lor pentru frumos, pentru flori, pentru lumină. În ADN-ul acestei minunate făpturi. Doinița este un om frumos, un om care vrea să dăruiască din frumosul ce o caracterizează. Doinița vrea să dăruiască tuturor înțelepciune, frumos, lumină. În spatele cuvintelor pline de cugetare, pline de sens, pline de profunzime și vibrație, există ceva ce mulți oameni în această lume au uitat și care vedem atât de frumos la Doinița, este inocența, acea puritate, acel suflet care parcă nu a reușit nimic să-l murdărească, deși este lovită, deși este jignită, deși trece prin calvarul unei vieți care nu este pentru nimeni ușor, ea rămâne verticală,
rămâne luminoasă, rămâne ca o primăvară eternă și acest lucru vrea să ne-l dăruiască prin tot ce scrie și pictează. Este un suflet frumos și pentru asta aș vrea să mă ridic în picioare, să-i spun că sunt onorată și aș vrea cu toții să-i putem spune, chiar dacă este mai târziu, la mulți ani, Doinița, și eu ți-am adus o lucrare de-a mea, Broken Glass, care este unicat deocamdată în Europa, din cioburi de sticlă, ca să ții minte în toată viața ta că și din cioburi și oricât de mult te-ar lovi viața, ca o pasăre feonix să renaști și să rămâi cu această puritate și transparență pe care eu prin această lucrare cu flori, bineînțeles, care are două fețe, ți-o dăruiesc să-ți aducă mult noroc. Mulțumesc! O seară plăcută! Mulțumesc mult de tot și mă bucur că ați venit aici, că o singură persoană, adică dumneavoastră, ați făcut ca și cum ar fi venit 1000 de oameni aici și ar fi fost prezenți. Și oamenii de calitate, dacă ar fi să facem o balanță și 1000 de oameni nu te înțeleg și punem în stânga 1000 de oameni de nu te înțeleg și în dreapta un om care face cât 1000 de oameni, echilibrăm balanța. Vă mulțumesc mult din suflet. Mulțumesc mult. Fiecare dintre noi, de oriunde am fi, să nu uităm să prețuim frumusețea și valoarea vieții. Să nu ne unească răutatea, lăcomia și invidia, ci armonia și bunătatea. Să învățăm să iertăm, să fim uniți, să nu plătim cu aceeași monedă. Împreună să construim cărămidă cu cărămidă, piramida și lumina înțelepciunii și la orice nivel noi ne-am afla, limba comună să fie pacea. Ce trebuie prețuită? Să nu ne lăsăm cuprinși de setea de putere și de superioritate. Să prețuim valoarea vieții și frumusețea ei, căci planeta are resurse pentru întreaga omenire, dar unii au cât pentru 10, iar alții deloc. Fiind înghesuiți de superficialitate și străini de bunătate, precum o balanță ce nu are echilibru. Dar numai când o să fim uniți, prin aura înțelepciunii, vom putea spune că avansăm pe treptele adevăratelor valori ale lumii. Și mai am matematica vieții. Matematica vieții este precum o ecuație care are mai multe metode de rezolvare, mai simple sau mai dificile, dar tot în același punct trebuie să ajungi, cel al înțelepciunii. De tine depinde. Important este să găsești rezultatul corect, să descoperi necunoscutele, iar uneori să mai folosești și radicalii, să simplifici problemele care de multe ori celor ce le privesc de la distanță li se par mult mai ușoare. De tine contează traseul pe care dorești să îl urmezi, nu te lăsa influențat decât de aerul pozitiv. Urmează-ți intuiția, căci dacă nu, te vei simți rătăcind precum într-un labirint în care nu-ți găsești ieșirea spre drumul tău. De unde rezultă că timpul trebuie prețuit, fiecare clipă, fiecare moment frumos din viața ta și orice problemă ai avea, rezolvarea să fie înțelepciune. Da, greu de alcătuit un mic discurs despre domnișoara. De fapt, despre creația dânsei s-au spus foarte multe lucruri. Îmi pare rău, n-am citit cartea. Dar, după o oră de ascultat, cred că am înțeles câte ceva din ce se întâmplă în mintea dumneavoastră, domnișoară Panaiete. Parcă prea devreme ați început să vă puneți probleme existențiale. O fi bine, o fi rău, Dumnezeu știe. Asta este una dintre fraze sau propoziții. Cred că a doua, care poate să fie imediat
apropiată de prima, tu ar trebui să știi despre chestia asta, dacă e bine sau este rău. Ceea ce vreau să remarc eu este faptul că ești o ființă extrem de curajoasă, atenție mai multă la sufletul care ți-l pui pe tavă. Și eu am pățit la fel la început. Din cauza verve, a exuberanței, a dorinței de a arăta cine sunt eu, fără să-mi dau seama, mi-am pus sufletul pe tavă, l-a văzut toată lumea. Atenție un pic la chestia asta. Este un suflet curat, așa cum s-a spus. Nu cred că e inocent, dar curat. Inocent e când nu prea știi despre ce e vorba. Curat este cam altceva de treabă. Nu cred că are nicio legătură chestia asta cu ce s-a spus despre învățăturile. Nu. Cred că te-ai uitat în oglindă, în oglinda... Dacă ai un suflet care să fie oglinda sufletului tău, e nemaipomenit. Dacă te-ai văzut acolo, este nemaipomenit. Dacă ți-ai închipuit că așa arată sufletul tău, fără să ai sufletul oglindă, este extraordinar. Înseamnă că ai o intuiție fantastică. Oricum, curajul este deosebit că ai scris aceste cărți. Te-aș ruga și îndruma să le citești, să le recitești din 5 în 5 ani. Și atunci o să-ți dai seama de foarte, foarte multe probleme care au apărut între timp, problemele tale. Îți mulțumesc că existi și în primul rând vreau să-ți cer iertare public. Am crezut că este vorba de o altă lansare de carte. Am rămas profund impresionat de ceea ce scrii. Mulțumesc. Și eu mulțumesc foarte mult că existi.